În urmă cu câteva zile, opinia publică din Giurgiu era anunțată că atât ATN-ul cât și Casa de Cultură vor fi închise din lipsa avizelor pentru securitate la incendiu. Dacă în ceea ce privește ATN-ul nu s-a schimbat nimic, în sensul că va rămâne închis din cauza unor documente rătăcite, despre Casa de Cultură Ion Vinea veștile sunt bune. În urma unor controle de la ISU s-a constatat că instituția nu reprezintă niciun pericol în ceea ce privește incendiile, numai că a fost închisă mansarda, pentru care nu există toate documentele. Conform legislației în vigoare, nu beneficiază de același statut ca locațiile noi. Și ea corespunde din punct de vedere PSI, numai că în urmă cu niște ani, când această locație a fost reabilitată, s-a mai adăugat ceva la mansardă, o reașezare. Cert este că reiese această mansardă care nu este autorizată. Atunci am convenit de comun acord cu ISU să sigilăm acest nivel și să ne vedem de lucru în continuare cu partea care corespunde. Deocamdată, Casa de Cultură rămâne singura instituție din Giurgiu care poate găzdui spectacole și manifestări culturale cu public larg, pentru că în cazul Ateneului și Teatrului Tudor Vianu nu s-a dat un termen exact până la intrarea în legalitate și deci vor rămâne în continuare închise pentru public.